632 de centimetri și un debit de 12.390 de metri cubi. Aceasta era situația Dunării la Giurgiu marți în jurul orei 11. Directorul Apelor Române Giurgiu Dragoș Stoica spune că cel puțin deocamdată nu sunt probleme pe raza județului, unde toate incintele îndiguite sunt în faza întâi de apărare, aceasta însemnând că apa a ajuns la baza digurilor. Mă refer la incinta Slobozia Vedea, Vedea Găușani, Oina cu Gostinu și Gostinu Pruntu Greaca. Nu sunt ca puncte critice la nivelul județului Giurgiu. Avem zona Gostinu în dreptul depozitului de cereale, unde Dunărea este mai aproape de dig, dar la 4-6 de metri este cea mai apropiată distanță între Dunăre și dig. Dar s-au luat măsuri în anii anteriori, s-au făcut plantații pe zona respectivă, nu o să fie probleme. În general, Dunărea este la 150-200 de metri de dig. Măsuri speciale s-au luat și pentru digurile de apărare din municipiu. S-a supraînălțat două puncte de la digul provizoriu Dunărica, construit între 2006-2010 de primăria Giurgiu. Este un dig nefinalizat, dar care apără o suprafață de doar de pășune unde se vrea să construiască un cartier rezidențial. S-au stupat aceste două breșe care erau și scurgerea de la Dunăreana, de la Blazinul Pluvial, de la zona industrială Dunăreana, s-a obturat scurgerea către Dunărica. Autoritățile monitorizează permanent toate digurile de pe raza județului și printre măsurile stabilite luni în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență se numără și înființarea unui punct de comandă și intervenții la Gostinu. Cantonul 2 Gostinu, unde s-au dus circa 15.000 de saci, 2.000 de metri de geotextil, utilaje, în caz că avem vreo problemă să poată interveni de la rapid din acest punct de comandă. O altă măsură decisă în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență este interzicerea pescuitului și pășunatului în zonele inundabile. În plus, toate primăriile localităților riverane Dunării sunt în stare de alertă, ca și comitetele locale pentru situații de urgență.